Nu sunt pe părintele. Trebuie un seminar de literatură polonă, epoca romantică, de-am prezente o pleiadă de poeți mistici. Promotorul lor era un mare filozof, Tobiansky. Și o parte adâncită în această filozofie a lui Tobiansky, pentru că a mers pe câte o fire Ilone până la Papa lor de Ila, până la Papa, care e continuat de Ila. Și se înseamnă nevoia să-mi convertesc cunoștința, cea de vizie mistică, deci trebuie să urmez să asist la un curs de mistică la Facultatea de Teologie. Mă interesez, dacă pot să intru la un curs, asist la un curs, părintele spiritualului de atunci mi-a spus că nu, cei de afară nu au acces la cursurile facultății, nu au acces la facultate, nu pot să intre în Facultatea de Teologie. Am venit să atină. Dar, într-o zi, vine la mine o maică, maica Lorenza de la Corezu. Soro, am venit la tine să stau vreo 3 zile. Trebuie să merg la un doctor. Mai trebuie să mergi la părintele Arsenie Boca, să-i țin un sfat. Și maica Sareză, Mihaela, mi-a spus să trec neapărat ce pe la părintele Stănevaie, pentru că este prietenea cu doamna Stănevaie, poți colegi în școală. Bucuria mea, bineînțeles. Zic, întâlnirea asta mi-a fost dăruită de Dumnezeu. Chiar a fost planificată. Și m-am dus. M-am dus cu maica Lorenția, la Lorenția, la părintele. Da, a trecut mica 6. M-am dus la ușa, am sunat. Am intrat înăuntru cu multă dragoste și cu entuziasm. Așa că pe maica Lorenția, iubea foarte mult călugăritele maica. Și bineînțeles, și mine. Când i-am văzut, am avut impresia că am mâncat în fața mea perechea Sfinților Părinți ai Maicii Domnului, Ioachim și Ana. O văzușare sfântă, smerită, luminoasă, caldă, care îți deschidea sufletul și te primea în tăl, așa cum ești tu. Asta ne vorbă puțin, Părintele, am atât de seara ale mele. Maica Lorenția, vorbi și ea cu maica, maicuța, povestindu despre maica mea, Mihaela, de la Horeză. Și te-au dăruit două flocali, din cele pe care le publicase în 45. Și am plecat. M-au rugat să mai trec. Mai ales că sora mea, care fusese călugăriță și ieșise din mănăstire cu decretul nu știu care, și acum lucra la fotografie, lucra la fotografie. Și trecuse pe mine lui cărțile părintelui. Părintele o știa și mi-a spus, vino cu ta. Și m-am dus. Și am dus de multe ori, văd că ne face plăcere. Într-o zi, maicuța mi-a spus, știi că am întrebat-o pe Lidia, îți place fata asta? Ce părere ai despre ea? Seamănă cum era noastră. Și s-a continuat vizita. Auzeam pe catedrele noastre de limba română și chiar și pe altă, vorbindu-se despre părintele Stănevaie, se vorbea mai ales despre limba locală, despre limba în care a fost tradusă. Cât e frumoasă, cât e profundă, cât e bogată, cât e bogată. Nu găseau în altă limbă. Și mai târziu mi-a spus părintele Stănevaie, că ducându-se la Paris, s-a întâlnit cu Cioran. Cioran care divorțase pe limba română, nu prea mai scrie în românește. Întâlnindu-se părintele, mărturisește ce-am pierdut eu, ce-am pierdut eu limba asta română, limba asta. Atât de bogată și atât de
sensibil și atât de profund, exprimând sufletul nostru românesc. Pace și bucurie. Cuvânt, convenț. Prima țări de cer, cu celălalt. Pace cu celălalt. Pune de acord cu celălalt. Într-o zi, profesorul Cărniaciu, academicianul Ion Botanu, mă roagă. Mă rog frumos, mă duceți la părintele Stăniloare, vreau să stau de vorbă cu el. L-am dus pe Botanu acasă, la părintele, l-am părăsit pe Botanu, nu. Vreau să știu ce vorbește și ce-l interesează. Și am înțeles, le interesa pe părintele istoria limbii, originea limbii noastre și transformările. Deci părintele se interesa nu numai de teologie, de istorie, de limba, de cuestiuni știe. Avea o întindere foarte mare de preocupare, de interes. Dar părintele nu era mai un om de știință. Era un om de inimă, un om legat de oameni, de oameni simpli, numai de cei genial. Pentru că aminte că venea la dânsul cu un bătrân care nu avea niciun rost pe lume. N-avea casă, n-avea masă, murise soția și își vedea de acolo prin biserici ziua și se adăposta nopțile printr-un coplon de casă, așa, ruină. Și acolo, la lumina becului, din stradă, cita. Numai că și la lumânare, așa am văzut la coas. Dar numai că cita. Scria poezie. Și scria el în mintea lui și vrea să le arate, să le vadă cineva. La precize. Și întreba el, cine știe cel mai mult ce-i place de Dumnezeu? Părintele Stăniloare. El știe ce-i place cel mai mult. Și venea să citească. Și se dă părintele cu răbdare, cu atenție, nu calculată atenție, cu tot sufletul, cu toată inima, cu tot interesul, asculta la cuvintele lui Ștefan, numele Ștefan. Nenea Ștefan, o poezie, două, trei, așa. Nenea Ștefan, mi-a plăcut foarte mult să mai scrii Nenea Ștefan, să mai scrii, să zic pe aici să mi le citești. Și așa și împărțea părintele timpul și cu savanții și cu mărtești lucruri. Bineînțeles că Nenea Ștefan pleca acasă și cu pachetel îmânate, mai pusă la ușă. Așa, discret. Ca să nu fie dreaptă, se face stânca. Așa este el, bănuț. Precum fiecare lună cădua, multe stată în sien, în meu, spunea și mie, sau altuia care l-a interesat, ia-o în amfat, adu-mi pe loc și poate mi-a scuriez. Și mă dea bani, pentru un bătrân, nici nu știe ce cost de țară. Așa. Și vreau ne bucura. De Paște sau de lipile avea grijă de sufletul nostru și ne creștea, ne inovila, ne urca la nivel aproape ce am sănsului. Dar avea grijă și de grijile noastre, momentești. De Crăciun sau de Paște, deși perioada aceea strașnică, groaznică, că nu aveam elemente, dar primea de la mănăstire, de la Sfestria sau de la Sehut sau nu știu de unde, câte o niște dar de Crăciun și de Paște. Și ne dădea telefon, primiți copii, să ne bucurăm. Și împărtea tot. Dusurile le dădeam vis-a-vis de dus la o casă cu copii. Le trimitea acolo. Ieriții o dânsă-i o nomastică sau
Florile țină și vină de cât stăteam noi în formă casă, făceam plătele la mie sau făturam până la biserică. Numai Maica Domnului adică are merit aduse flori, nu eu. Și așa, multe sunt de povestit. Am povestit deja despre ultima aniversare. Când tineri ca voi, înalți ca frate, frumoși și cu suflete pline, prin fierbinți, au venit să-i ureze părintele la mulți ani. Am intrat în casă o pădure de tineri din ăștia ca voi. Și vreau sănătate și cântau. Mi-am crezut că sunt numai aceia care intrat în casă. Dar pe culoar era plin, scara era plină. În curtea, afară, plină, curtea. Și numai curtea se prelungea pe stradă până la Biserica Sfinților. Toată strada înălța, pur și simplu, strada se înălța, pur și simplu, în uralele și în cântățele care au acești băieți. Am spus, am fost o bucurie în seara aceea, o fericire. Eu spune de noastre, clopoteau, împreună cu cântecele acelea minunate, care le cântau. Părinte nu știa ce să facă, unde să ducă, în stradă, pe culoare, pe scări, unde să ducă, unde să se împartă. Și eu, la fel cu patrile, pe cine să... Da. Și atunci a ieșit părintele la geam. Cineva a dus pe el, nu mai știu cine a dus, o pecă, așa, i-a luat chipul. Și părintele a început să vorbească. A stăut în stradă, ce lăsau. Avea vocea stinsă, nu mai avea voce. Dar era destul să-l vadă. Și înțelegeau ce spune. Înțelegeau darul sufletului. Câtă lumină și câtă căldură și câtă bucurie pe care îl dăm. Dar al doilea an, al următor, aceiași tineri, cu aceeași dragoste, îl portau pe brațe, ducându-l spre locul unde îl aștepta taina acelei cărți pe care scrisese atâția ani. Ne bucurăm astăzi că îl servăm, bucurăm ca sufletul lui să se bucure de lumină, și de rugile noastre fierbinți către El și se roage la Dumnezeu, să ne ajute pe Domnul. Cei care au rămas la masa darurilor, lăsate de El.